timpul să vă mai fac un update la ce se mai întâmplă așa în Attack on Titan. Și da, cu toate că lucrurile nu sunt atât de epice așa pe cât speram inițial, totuși plotul devine din ce ce mai interesant pe măsură ce ne apropiem de final. Vorbesc și despre anime-uri aici pe canal, deci bineînțeles că puteți drum pe două butoane de like, cel de subscribe, dar și clopoțelul, că aveți ce să vedeți pe aici. Dau și spoilere din anime, deci dacă nu vreți să luați spoiler, aveți un playlist aici despre serie. Nu știu care a fost ultimul episod despre care am vorbit aici pe canal, dar ideea este că după ce am mai văzut câteva episoade și tocmai urmărind și ultimul episod apărut, adică cel de acum o zi, pot să vă spun că începe să-mi placă așa ideea asta de faptul că susținătorii inițiali al lui Eren cumva lucrează să-l trădeze acum pe Eren, adică practic asta fac, îl trădează pe Eren și nu îl mai ascultă, iar chestia asta cumva face ca povestea să fie mult mai complexă, în sensul că are loc acest split între susținătorii lui Eren și anume cei care sunt de acord cu faptul că trebuie să moară din această lume în afară de cei care sunt pe insulă în acest moment, cei care au mai supraviețuit pe insulă după tot ce s-a întâmplat acolo și ceilalți. Și e destul de interesant chestia asta, adică totul aici e fain făcut cu cum s-a realizat această trădare a celor care inițial l-au susținut pe Eren și apoi nu l-au mai susținut. Și în afară de asta e și capitanul Levi este în viața acolo, deci ultimul episod acum arată că e chiar, aș putea spune că e strong, deci omul se hilează așa imediat, nu e o problemă la el, lucru care deschide o mulțime de posibilități acum spre finalul seriei și chiar aș putea spune că, cu toate că inițial m-am zis că mi se părea că trag o leacă, adică încearcă cumva să o prelungească nejustificat, acum dacă e să mă gândesc așa pe episoadele astea pe care le-am mai văzut, nu cred că e nejustificat, cred că e mai mult că încearcă cumva să mai aducă niște plot twists așa spre final, plot-twist care sunt caracteristice așa, dacă e să ne gândim pentru Attack on Titan. Interesant așadar că Peak, Reiner și Annie lucrează împreună alături de Mikasa, Armin, Henji, Connie și Levi, scopul lor fiind de a-l opri pe Eren. Scena aceea cu Connie și Armin chiar reușește să se țină așa în suspans. În ultimul episod, teoretic, pare că Armin moare, deci asta vedem, adică era cât pe centru, fel să fie ucis, dar na, el este și titan într-un fel, deci nu ar fi cam greu de ucis totuși dacă ar vrea cineva să-l ucidă, but da, chestia asta a fost interesantă, efectiv ultima scenă cu Connie și Armin a fost destul de faină așa făcută. Așteptăm să vedem ce se întâmplă mai departe, e enjoyable. Din nou, vreau să vă zic că nu mi se mai pare așa că gen amână anumite chestii. Sunt niște chestii care trebuie să zise cumva după tot ceea ce se întâmplă așa de-a lungul seriei și da, e still ok și așteptăm să vedem ce se întâmplă mai departe așa. Voi ce spuneți despre acest episod? V-a plăcut? Puteți să sau un comentariu mai jos și vă mai vorbim. Și bineînțeles, dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să rupeți două buton de like și de subscribe, dar și clopoțelul că mă ajută enorm dacă veți deveni și membrii canalului cu atât mai bine și ne mai zi, mă sunt spas cu un alt clip pe acest video. La canal, am fost Sorin, vă doresc o zi foarte bună în continuare, pa, pa! Da, nu am creat-o pe Sailor Moon, dar creatoarea aceea o cunosc foarte bine, am copilărit la grădiniță cu ea. Da, m-am căsătorit.